Iubitorii transportului alternativ au participat la o expoziție de trotinete electrice și de biciclete pe care au avut ocazia să le testeze. Un atelier de întreținere a bicicletelor, dar și acțiuni de informare privind siguranța în trafic. La Chișinău a fost dat startul Săptămânii Mobilității Urbane, o inițiativă europeană care încurajează orașele să implementeze și să promoveze măsuri de transport durabil și invită populația să utilizeze mijloace alternative de deplasare. Artem Balinski spune că zilnic se deplasează cu trotineta electrică. Tânărul consideră că acest tip de transport este mai ecologic și mai eficient. Este un transport mult mai efectiv decât trolebuzele sau autobuzele. Mai eficient prin faptul economisim timp, chiar și bani în timpul ăsta. Chiar am acasă o trotinetă electrică și o folosesc chiar foarte des. Pasionați de acest transport sunt și alți tineri. Nu-l folosesc foarte des, dar îmi place. Îl aș înlocui oricând cu un trolebuz sau cu o mașină care poluează mediul. Mie mi-a plăcut experiența. Am încercat în trecut încă o dată, dar nu pe așa trotinete, dar mai slabe. Totuși, pentru a merge în siguranță cu transportul alternativ în capitală, este nevoie de multe investiții în mulți ani. De acest lucru s-au convins reprezentanții Planului de Mobilitate Urbană Durabilă din România. Deci încercăm să planificăm și să evidențiem principalele măsuri, măsuri simple prin care putem să reechilibrăm sistemul de transport al Chișinăului. Suntem cu voluntarii pentru a ajuta aici la organizare, promovând în primul rând tot ce înseamnă transportul ecologic și în general toate tipurile de transport care sunt la noi în Chișinău. Săptămâna Europeană a Mobilității este o campanie de sensibilizare organizată de Comisia Europeană, desfășurată anual în perioada 16-22 septembrie.